Salut, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciuc Live, prieteni, și se apropie sărbătorile de Paști, Paștele se apropie. Da? Da. Și vrem să vă felicităm pe toți cu sărbătorile de Paști. Noi să mai facem până atunci un video, dar pe canalul meu chiar mă tind că o să iasă chiar în ziua de Paști. O să vedem un video. Și ce tradiție se întâmplă de Paște, Andrei? Și atât de sărbătorile de iarnă vine Moș Crăciun, de Sfântul Nicolae vine Moș Nicolae, dar de Paște cine vine? Iepurașul. Iepurașul vine de Paște. Și corect. Ce aduce iepurașul? Ouăle. Ușoare? Da. Da, și poate și câteva surpriză pe acolo, da? Sau poate nu. Dar o ușoare aduce. Da. Aia o să vedem în acest video, să vie iepurașul la noi să aducă dulciuri sau nu. O ușoară și o dulce. Cadouri. Sau că după, nu ai vorbit de o ușoară. Cine a fost cel mai ascultător? Era venit de la școală, iată este la ea în cameră. Este da. Copiera să vină puțin. Ira! Hai du-te tu după, Irăcica. Hai fugi. Ira! Ira azi a venit foarte târziu. Câte lecții ai avut? 7. Ai obosit? Ce ați făcut la școală? Curățenie în ogradă. Da? Da. E așa, este de Paști, toți fac curățenie, toți gătesc mâncare, în oraș se face ambuteiaje, numai mașini, numai toți oameni cumpărături, toți, așa, o atmosferă de sărbătoare. Și la noi se primește așa ca o tradiție. O să vedem de ziua de Paște, o să filmăm tradiționalul nostru video, cine va câștiga bani, cine nu, așa că urmăriți pe canalul meu. Cine ați fi cel mai norocos? Mai norocos, o să vedem. Mai norocos. Paștele este peste 2 zile. Așa că noi am întrebat pe Andreș cine vine de Paște la noi. Iepuraș. Da. Și hai să vedem întâi, iepurașul a venit la Ira. A venit la mine iepurașul? Da. Hai să vedem, iată avem așa o pungă pentru Ira. Tu era foarte ascultătoare, ai primit note bune. Și note ai învățat. Da, eu așa mă... Și hai să vedem ce este aici. Ține. Este un costum de sport. Wow! Am luat așa o culoare ales împreună. Că să fie așa, deja vine vara afară și trebuie așa... Verde, ceva frumos, vrem ca iarbă. Verde. Da, ca primăvară. Verde, să... Wow, dar ce drăguț! Așa. Andrieș, noi acuși chiar numai decât erau să-l îmbrace, da, așa că primesc noi până la urmă, îl îmbracă și vedem. Îți place sau nu? Și cum stă? Și cum se aranjează pe corpul tău. Cum noi e? Așa. Am ghicit cu tata sau nu? Acum o să-l probeze și o să vedem. Andriușa. Dar la tine? A venit? Nu știu. Nu știu. Nu știu, Miseu. Eu mă duc să văd iepurașul. Ești un pic trist? Ce? Tu ești trist? Nu. Încă n-ai înțeles, da? Mă duc să văd eu. Este ceva aici sau nu este? Ceva am găsit. Ceva am găsit. Ce ai spus tu că aduce iepurașul de obicei? Ouă ușoare. Ouă ușoare. De găinușe, da? Dar ție de data asta ți-a adus iepurașul, chiar și iepurașul a venit la tine și cu ușoare de ciocolată. Oh-ho-ho! Oh-ho-ho! Cuție mare! Iepurașul a venit cu dulciuri. O ușoare da, de ce drăguț! Radici, puișor! Rățiușcă! Rățiușcă! Și iepurașul chiar și el este aici! Da! Chiar acesta este... Bravo, iepuraș! Bravo, iepuraș! Iepurașul a venit împreună și el! Chiar acesta este cadoul tău de Paște! Îți place? Da! Ești fericit? O, da! Aici este spodeșoi! Și da. Spodeșoi! Ține-l, este al tău! A să mănânci câte una fiecare zi, da? Păi lui Ira i-am adus un costum, dar ție acesta. Ești bucuros? Da. Bucuros ești, da? Da. Bravo! Aici mai avem o leagă lui Ira. Ți-l dai bine, acuși. Hai, stai un pic acolo. Ce-i asta? Wow, asta e parfum!
Asta e parfum. O, eu de când am așteptat? E purașul, iată, ți-a adus arc. Hai, scoală. Dă-te unde e oglindă. Stai. Așa. Îți place? Jos. Iată, acesta este cadoul de la iepuraș pentru Ira. Mi-e place foarte mult, mersi. Mersi iepurașului. Acesta este cadoul lui Andrei, ești de la iepuraș. Îți place? Da. Și dai lui Ira încă ce? Ce o iepurașe lui Ira? Ce frumos! Ira, da, e Bavaria. Da, bă, da. Bavaria. Da, știu. Și o mică Oreo la ambii. Știi că ambii mâncați Oreo. Da? Dar acesta cum credeți? Pentru cine este adus iepurașul acest parfum? Nu, nu, dar tu cum crezi? Pentru cine? Pentru mama? Pentru mama sau pentru Ira? Este pentru mama. Este pentru mama? Da. Așa parfum. Iată, acest parfum, iepurașul m-a rugat să-l transmit ție. Mulțumesc. Da. Da, sau țin sau? Iată așa un parfum, prieteni. Wow, da. Și cine e? Oliver, da? A cui cadou îți place cel mai tare? A lui Ira, a lui mama sau al tău? Mie îmi place iepurașul meu și iepurașul lui Ira. Dar stai că iepurașul a mai pus ceva aici. Da, dar nu iepurașul noi. Ceva aici. Ce este aceasta? Oare cum crezi? Pentru cine este? Pentru mine deja? Toți ți-ați primit? Numai eu n-am primit. Da, înseamnă că da, pentru tine, tati. Este pentru mine? Wow! Oh-ho-ho! Ce drăguț, wow! Eu iubesc din dâns și numai pe mama și din dâns. Așa, stai. Stai. Se dă încolo? Nu. Nu se dă? Da, se dă, se dă. Și în cine se transformă? Gonci! Gonci! Da, ia uite! Wow! Super! Chiar o magie! Și înapoi iar în Marshall. Da. Iată iepurașul a ghicit cu cadoul. Asta cu e mie? Da, cred că lui tata. Mie! Patrula cățelușilor, da? Patrula cățelușilor și tot așa o culoare am ales. Tot aproape verde, numai că mai deschis. Să așa, ca de voare, ca soare când mersi, este. Mersi, tata, tata se primește că a fost în echipă cu iepurașul. Da. Iepurașul, eu am fost intermediar, iepurașul m-a rugat să vă transmit vouă. Cum, Irăci, că toată ziua ai fost la școală și ai venit și așa o surpriză. Da? Eu o să facem, bine, bine, o să facem. Dar da. Pentru mine cadou este că voi să fiți ascultători. Voi fi ascultători. Mama, voi fi ascultători. Da. Desigur. Iată așa, poftim, ținem, drăși. Ți-a plăcut? Da. Acesta este al tău. Acestea sunt al tău. Nu. Ce, împreună mâncați. Să vreau să cer. Da. Și acesta este al meu. Ținem în doi. Deci, prieteni, iată așa, se primește că s-a primit. Azi e joi, da? S-a primit o zi așa. Vineri, nu mâncăm nimic. Asta e tot, e obiceiul, da? Este două zile, vineri, sâmbătă și duminică este Paștele. Da. Și, prieteni, iată așa, am hotărât să nu mai așteptăm până de Paște, dar am făcut acestea. Bravo! Deoarece de Paște vom face altă tradiție. Da. Cine este mai puternic, mai norocos și cine este, va câștiga mai mulți bani. Da. Așa că rămâneți cu noi pe canalul Andrei Sarciuclan și o să vedeți de Paște. Și priviți videoclipul de anul trecut ca să vă reamintiți cine a fost cel mai puternic în anul trecut și cine va fi anul acesta. Dar cine a fost? Da. Tu? Eu mă duc, mă uit acuși. Chiar. Bine. Nu spune. Bine, deci, prieteni. Dacă v-au plăcut cadourile de la iepuraș, puneți multe, multe like-uri. Și scrieți-ne în comentarii ce cadouri voi ați primit de la iepuraș. Da. Noi vă spunem pe curând și până la video următor. Pa, pa! Pa!